La câte vedem la televizor și câte auzim la colț de stradă, ne vine greu să mai credem că există încă oameni naivi. Și totuși, polițiștii reghineni constată că înșelăciunile sunt încă ușor de realizat de cei care vor să obțină câștiguri cu orice preț. O experiență greu de uitat a trăit o femeie de la țară, care a rămas fără 15.000 de lei, după ce a primit un telefon prin care era anunțată că a câștigat 20.000 de euro la un concurs televizat. Un cetățean a fost sunat de către cineva că a câștigat la Eurobingo 20.000 de euro și pentru a scoate această sumă de bani trebuie să plătească niște comisioane, pentru care persoana a plătit 4.000 de lei, a mai plătit odată 4.000 de lei, după care a fost sunat din nou, a zis sub ce formă să primească banii, a zis avem o blindată, vine cu blindata și ți-aduce banii la domiciliu, dar trebuie să o plătești și a mai dat 7.000 de lei, deci în total 15.000 de lei. Femeia s-a adresat oamenilor legii prea târziu, după ce dăduse banii, dar chiar și când i s-a spus că a fost păcălită, îi venea greu să creadă. Singura soluție pentru a nu ajunge în această situație este să fim sceptici când vine vorba de câștiguri. E clar că omul a fost înșelat, desfășurăm activități pentru identificarea autorilor, dar omul a rămas fără acești bani. E grav. Reghinean, feriți-vă să intrați în jocuri din astea telefonice. Polițiștii mai spun că nu trebuie să avem încredere în vocile străine pe care le auzim la telefon, dar, de multe ori, nici în oamenii pe care îi avem în preajmă. Practica ultimelor cauze cercetate arată că hoții și șarlatanii nu sunt doar persoane de etnie romă, ci și oamenii în vârstă, ori tineri, disperați să facă rost de bani.